ne aflăm acum la lansarea Happy la cu Moga, da, încă nu l-am văzut pe Moga, sper să mă aud că-i gălăgie. Așa, și Mic Happy la Masella, Da, plac ochelarii tăi, să știi. Da. Da, și suntem aici, ești Mihai. Și toată lumea face vlog. Așa, da. Vlog power! Nebunia de locului. Păi și orice interacțiune, știi, cu oamenii din afară, clar, sunt alte mentalități, altfel. Da, primul vlog, da. Vlogurile ce au vlog power. Stai, nu așa. Vlog power! Tu nu faci vlogging acum? Vlog, mamă, vlog! Acum socializez. Da? Da. Dați voie. Te rog. Da, mulțumesc. Te simți bine? Da. Hai, tu ce? Surprise, motherfucker! Mamă, tocmai acum mi-am pierdut piercing. Adică mi-a căzut biruța. Tu știi, eu îmi doresc să vezi ce am făcut odată. Yeah. Eram eu pe birou așa. Poți să filmezi treaba. A, dar bineînțeles. Era așa. Eram pe birou, cred că eram în clasa 7. Și îmi doream așa să mă lau în limba. Niciodată nu m-am făcut piercing în limba, dar tot timpul mi-am dorit și mi-am pus așa limba pe birou. Așa. Stai să te filmez cum. Așa. Și am luat flexura și îmi tremura mâna așa. Și am renunțat, am băgat-o puțin și a început să curgă sânge așa. Lângă și nouă. Dar vreau să spun că am avut prin toate culturile cu. Da, uite cum am eu aici. De vreo 4 ori mi-am făcut. Dar am renunțat. Fii atent cum mi-am făcut eu gaură la... Eram în clasa 9 la liceu. Și eram la baie, mi-a dus cineva un ac și am stat fix o oră. Eram în ora de matematică, eu chiuleam, da? Dar voi să nu chiuliți. Și eram în fața... Mi-a luat bacul, voi? Da, eu am luat bacul. Nu l-am luat. Exact, cu limba așa. Da. Pe bune am stat și mi s-a umflat limba 3 zile, n-am mâncat. De câte ori. Mi-e dat să mi-a fost limba. Și supă cu pis. Și în paiu. Și că chestie, mama n-a știut că îi zicea, mamă, dormă selele, dar eu aveam limba cât china de mare, știi? De asta mi-era frică, mie de asta, mie când mi-au dat aici. Dar trece, merită. Mi s-a umflat de tare, eu am și buza asta mai mare decât asta. Și eram așa. Era așa. Dar era umflată și nu puteam să... Dar ce roșii sunt, iată. Deci că suntem într-un pub de la de XX, știi, cu stripper și cu... Păi sunt mai încolo, dar nu putem să le arăt. Nu, da. Da, încă n-aveți 18 ani dintre voi și de-aia... Uite, vă mișoară de acolo. Da, uite, ele sunt, pe ele putem să le arătăm. Am înțeles bine, sunteți fanele Luane? Da, uite, fanele Luane au venit la lansare. Da, fain. Deci așa e experiența mea cu piercingurile. A, și uite ce am. S-ar putea să-ți placă tatuaj. A, stai, că deja mă rog, stai. Da, e vechi și trebuie să-l fac din nou. Trebuie să se vadă că nu poți să fie. N-ai făcut treaba aia puturoasă pe tine de durere? Nu. Nu? Mă mușcam de limbă, știi, ca să nu... Eu vreau aici. Și ce vrei să faci? Bă, un triunghi. Și dar care-i treaba cu triunghiul? Vii iluminati, trei chestii, șase, nu? Ele iluminati, de-aia, de-aia de chila mi-am văzut sufletul diavolului. Da. Da, de asta am devenit dansator și la 18 ani. Înțelegeți-i că la 18 ani... Dar ce naiba ajunge la 18 ani dansator? Da, cursuri de dans, facultate, masterat și astea. Adică sigur e iluminati, știi? Da, adică nu e... Noi glumim acum, vă dați seama. Nu e vorba de... Nu glumim, cum să glumim. Da, nu. Cum... Nu, e imposibil. Vreau aici un triunghi și un model din ăla pop art. Da, mișto. El și un cerb, dar așa, costum cu papion și brechi pe clare. Mișto! Asta așa. Bine, și aș mai vrea și să fiu aici pe ceaf Born Dance. Mișto. Chiar mișto. Bine, am văzut la o tipă pe... ceva de genul Life is Art sau ceva. Foarte mișto. Hai că eu dacă aș mai putea... Aici îmi placă funițelele astea. Fundițe? Da.
Dar tu mai vorbeam de tatuaje. De tatuaje? Da. Am un tatu. Ce tatuaje? Am un tatu choker, se pune. Se pune. Da, tu mai a venit și iar placă. Da, deci tatu choker de lată. Spunea că nu. Da, cred că o să fac și un tutorial cum se face din ață. Te știu. Da. Fac tutoriale handmade și bijuterii și haine pe YouTube. Și că trebuie să vină la cu minio. Exact! Drăguțe, mulțumesc! Plăcere! Vrei? Căciulă. Ah, ți-a stat bine. Nu mi-a stat deloc bine, dar... A, nu? Ah, de-aia ajuns în altă parte. El nu stă bine cu căciulă. Și chef, știi, îmi plac full cap. Exact! Sunt superbe, oribile. Ce, am capul prea mare, am capul prea mare. Și eu la fel. Dacă-mi pun șapcă de-aia... Ue! Deci... Oribil. Dar ales că o să crești ceva care să porți. Promit. Da? Sorry. Da. Oh, mă doare mâna. Mă doare mâna. Adam una bucată bere aici. Tu poți să asiști. Da. Discutăm de ce aș putea să cred să pot. Am văzut în videoclipul Oanei în care apar, da, că avea un tricou făcea foarte mult craniu. Făcut din decupături. Nu m-am uitat la craniu, m-am uitat la fereastră iar. Știi? Este pe mine. Da? Da. Ce tare, bravo! Bate spate. Are, și fața Jack, nu știu cum, e și pe cap, pe curea, și pe ghiostan, craniul ăla curat. Da? Da, da, ăla. Mișto. Ăla e. Nu, da, bine, da, să duc acolo, nu prea să am văzut, da, că ea foarte tăiat, așa, foarte... Da. Îmi plac. Dar bine, ești la liceu de arte, n-ai cum. Asta muzică, când? Nu, dar nu ce treabă cu desenul. Nu are importanță, eu când am liceu de arte, era foarte... Adică era, mă rog, și rocării și altele. Da, eu am fost emo. Eu am fost emo, da. Foarte. Brunet așa cu părul mic și... Deci aveam părul așa. Aici. Poză, vrem poză, să-mi trimiți poză. Îți trimit, dar nu am net, că nu merge Wi-Fi. Nu acum. Sunt sărac. Vorbim pe Facebook, da, și da, cu vlogul să te vadă lumea. Și aveam asta... Oh, aveam asta albastră aici. Partea albastră, nu lipsa machiajul negru niciodată. Era mai special, o să-i spun ceva mai particular special. De ce nu pot să fac asta public. Când o să scrie carta vieții, o să publici. Da, treaba, momentan. O să ai că treaba, și pierzi aici toate cele, da, pe aici, pe peste mai tot, unghi negre. Eu vreau să-mi da flash. Oh, și acum... Hai că bine, la tine merge. Bine. Da? Da, are flash. De 8. Oh. La urechi nu mai îmi fac nimic. Am zis că mă las așa. Da, aici. Dar nu, nici nu îl dai jos pe la... Am avut negru, care, mă rog, părea ca o alumniță. Dar limba rămânește urât? Eu am oricum limba ca patina, așa, să știu, care, sau ceva de genul. Este treac de la... Da, exact, știi? Și se vede foarte grat, dar... Adică rămâne o gaură acolo. Da, și am avut o pauză de 2 ani de zile și nu toată gaură. Adică, da? Dacă... Da, și chiar săptămâna asta am înghițit-o bila de la... Și m-am căutat și n-am găsit în mol. Dar nu-i vorba, că știu că se elimină. Dar e vorba că am vrut să-mi, chiar să-mi cumpăr și n-am reușit. N-am găsit. Încă aveați 3 lei. Știu, și vrea așa sunt 4 lei, știi, dar am scurit. Cum? Cum? Din Craiova mai, da? Trebuie să vin până în Craiova să-mi iau pierce. Te aduc eu cu data telefonul, nu-mi spune. Da. Nu se știe nimeni dacă erai tu sau eu am poză. Ți-a duc și minute de... Nu e adevărat. Nu, păi vin în vară. Vii? Da, 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 dar așa că trebuie să filmăm ceva. O să vorbim. E greu, e de conținut. Nu acoperi vlogul aici, noi discutăm ce sunt esențiale, da. Ia, ce esențial. Hei. Discutăm despre piercing-uri. Wow! Lasă-mă pe mine! Să vă spun, am un flash. Vă ajută cu ceva, e de 8 mm, a durut ca dracu. Dar merită. Merită. Vreau să aveți? Și am început de flash. E baby flash. Baby pui. Nici să nu-l ascultați. Ana nu se miște. Dar auzi, nu l-ai făcut treptat? Da, da. Păi cum să nu? Uite, sunt de 8 minute și vorbim. Wow. Ia berea de aici, că eu cer bani mulți pentru reclamă.
Dacă vreți să mă contactați pentru reclame, vă las adresa de mail și Facebook mai jos, evident. Prețurile pornesc de la 1000 de euro în sus, dar... Nu? Da, fain. Hai că mai fumești mai încolo. Mai fumești mai încolo, că rămâne fără... Bă, vloggerii, bă! Să vă arăt și afișul! Vreți să se vadă? Pe tequila! Hei! Hey!